Doamnelor și domnilor, un celebru alpinist englez pe nume Mallory spunea: urcăm munții pentru că există. Să vedem invitatul meu de astăzi, domnul Dimitrie Drăgan, în vârstă de 77 de ani, așa cum l-am numit, cel mai longeviv iubitor de munte din Țara Doamnelor. Să vedem care este rațiunea domniei sale de a urca munții. De ce urcați munții, domnule Drăgan? Eu urc pe munți pentru că exist eu. Interesant. Domnul Mallory spunea că urc munții pentru că aceștia există și dumneavoastră urcați munții pentru că existați dumneavoastră. Da, când nu voi mai exista, nu voi mai urca. Și munții urc de multe ori același munte care diferă, e diferit dacă e dimineața, dacă e la amiază, dacă e la prânz, dacă e seara, dacă e soare sau plouă. De fiecare dată dacă urci sau dacă cobori, fiecare are alt aspect, alt peisaj, altfel te simți, te încarci cu energie în natură. Deci de fiecare dată, chiar dacă este același munte, muntele vă oferă o nouă perspectivă, un nou sentiment, o nouă emoție. Îmi oferă aceeași perspectivă, dar eu o recepționez diferit. Diferit. De o dimineață ești mai odihnit, o vezi într-un fel sau entuziasmat pentru ziua care urmează. Seara o vezi altfel, când fugi de ploaie într-un fel și când fugi la soare e altfel. De câte ori mergeți sau pe câți munți urcați în fiecare an? Sau pe an? Aveți un număr, aveți o statistică? N-am o statistică, dar unde aflu undeva un traseu. N-am un munte anume ca să urc, dar pe toți din zona Doamnelor și nu numai, Borșa, Călimani, Ceahlău și inclusiv Maramureșul, Giumalăura Rău, Suhardu. Afară de ăștia sunt fiecare munte hărțile făcute cu marcaje care ne duc undeva. Te aduc de undeva, undeva. Dar peisajele de multe ori rămân lateral marcajului, pentru că nu poți să pui pe om să coboare 2, 3, 500 de metri să urcă înapoi ca să vadă un peisaj de cascade sau de grohotișuri sau de primăvara, sezonul, de când intre cerbi în bătaie, când sau mistrețe sau când bujorul de munte înflorește. Deci îi cunosc destul de bine și acum caut și practic trasee care nu sunt trecute pe alte. Unde bănuiesc eu că ar fi o cascadă, un izbuc, un ceva, pe acolo merg și acolo îmi duc. Deci, practic, v-ați abătut de la traseele clasice și încercați trasee noi. Nu trasee noi, se văd lucruri care nu le-am mai văzut. Și știu dacă cobor într-o cascadă, unde trebuie să ies, cum trebuie să ies ca să nu se întâmple nimic și asta o fac. Nu rămân condus de hartă numai. Acum conduc eu, care aș putea să fac oricând o hartă cu peisaje foarte frumoase. Și cu câteva repere, nu? În Țara Doamnelor, care ar merita într-o viață de om, mai ales că despre noi dornenii se spune că 90% dintre noi, poate e o exagerare, poate n-au urcat niciodată pe Bârnărel sau pe Ușorul. E o exagerare sau așa nu, o fi? Nu, e mai mult din 90% care nu urcați la mare. Deci procentul este chiar mai mare? Mai mare. Sunt mulți oameni care de aici s-au născut, nu s-au uitat de jos din stradă, dar nu se uitează, zicea că n-ar se poate urca. Până se nasc, băi, toate babele urcă după Merișoare, după Agne și tu nu poți urca până acolo. Dar poate că așa este firea omului. Cei de la șes, de la mare vin la munte și noi mai degrabă nu suntem atrași de munte pentru că suntem înconjurați de munți, dar preferăm să mergem la mare. Există o problemă a naturii umane? Toată lumea nu are inițiativă, dar dacă îi se oferă inițiativă și participă odată, pe urmă nu mai poți zbăra. Așa a rămas ursul fără coadă și urechi. Că l-a tras de urechi la miere până se i-a rupt și atunci de coadă ca să-l aducă de la mine. Să-l aducă înapoi. Să-l aducă înapoi. Și dumneavoastră când vi s-a întâmplat treaba asta cu ursul? În sensul că a fost un moment, un declic, prima dată când v-ați îndrăgostit de munte? Eu m-am îndrăgostit când am început a merge. Mergea mama la vite și eu mergeam cu ea. Și v-a plăcut de mic, și copil? Mi-a plăcut. De multe ori eram obligat să mă duc din la vite, să le aduc, să le
spărgea gardul, spărgea gardul, mi-a plăcut. Și a fost ceva, adică, din partea practică am făcut partea de plăcere. Și adică de nevoie ați trecut la... Nu de nevoie. Sau din obligație? Din obligație. Trebuie să fac anumite lucruri. Și totdeauna ți fac, ți-am făcut și ți fac. Fac din plăcere. Cât de greu ar fi? Știu că cât fac mai cu spor, cu mai multă voință, cu atâta termin mai repede și cu atâta am satisfacție că am trecut de obstacolul ăla. Eu, dacă aș fi răspuns la întrebarea asta de ce urcăm munții, cred că aș fi spus un răspuns banal pe care îl dau foarte mulți, și anume că de cele mai multe ori sunt curios cum se vede de acolo de sus. E poate și o curiozitate. Cum se vede de acolo de sus? Perspectiva. Care o fi perspectiva? Perspectiva, la fiecare 10 pași, perspectiva se schimbă. Depinde de unghi, de pantă, de curbă, de nivel, de ce ai în față, pădure, sau se schimbă. Alta e scopul care te duce la vârful muntelui. Faci lucruri care nu le faci oricine. Și mai ales dacă mai duci și un grup cu tine, e o satisfacție dublă, pentru că nu numai tu ai făcut, ai tu și pe alții care zici, voi mergi și merg mulți. Da, dar este adevărat. Dumneavoastră ziceți că la fiecare pas perspectiva se schimbă. Asta arată că dumneavoastră aveți tot timpul o percepție a lumii din jur, a imaginei, a peisajului. Dar foarte mulți oameni, mai ales începătorii, nu văd lucrurile astea. Ba că-i doar picioarele, ba că le e foame, ba că-i plouă, ba că s-o obosiți. Și atunci nu mai poți, dacă tot timpul te gândești la stările astea proaste pe care le resimți, nu mai vezi frumusețea din jurul tău. Poate și asta în timp se învață, nu? El se cultivă. Trebuie să pleci cu psihicul. Chiar dacă plouă, nu mori. Și ajungi pe ploaie, faci traseu pe ploaie și când ajungi acasă, după o baie și după, dacă ești matur și o țuică, te simți excelent și te gândești, uite, băi, cine, toată lumea stă în casă sub umbrelă, la un rachiu, la un grătar, și tu ai fost până acolo, te-o pluat, te-o nici, nu s-a întâmplat nimic. Deci, până la urmă, e o chestiune de cum percepem aceeași ieșire în natură. Mulți poate spun am fost la munte, iar muntele pentru el înseamnă grătarul lângă un pârâu, berea, să sfârâie fleica, să bea, și el a fost la munte. Lasă un gunoi de nedescris în urma lui, dar când se duce înapoi acasă spune am fost la munte, a fost super. Se pare că da. E cu totul altceva să spui am fost la munte. Adică m-am dus, l-am urcat. Nu merg la munte, merg pe un pârâu. Pe un pârâu? Îl îngroapă cu gunoaie? Nu totdeauna îngroapă. Sunt unii, mai ales dacă trec eu pe lângă ei, spun, măi, lăsați curat. Și lasă curat. Și lasă curat. N-am inițiativă. De multe ori ar face, dar nu știu ce să facă cu ele. Peturile astea, dacă le strângi numai și le pui dopul la loc, rămân... Se iau minuscul și oricine poate să-l dea foc decât dacă le ia vântul sau le duce apa sau... Sau să pui înapoi în tașcă și să-l aduci acasă. Și cutia de conserve, și petul, și hârtia, două și sticla. Variante. El aduce acasă și ne-l pune, că nu găsești coș de gunoi sau contaierul ne-i spline. Și-l arunci, tot aici. Ai o problemă care nu s-a rezolvat din păi tocmai de asta. Păcate. Le strângi de aici și le arunci dincolo. Nu e numai asta. Sunt unii între... firmii care se duc gunoiul pe undeva pe munte și-l aruncă cu saci. Întrezi sacul putrezește, că putrezește în câteva zile și gunoiul sunt prăștii care... L-am luat dintr-un loc și l-am aruncat în alt loc. Domnule Drăgan, da? Noi nu punem partea urâtă și rea. Noi punem muntele partea frumoasă și nu zici că nu te uiți, dar nu sesizezi. Nu-l simți? Nu simți. Dacă vezi un lucru care nu e frumos printre... Sutele care sunt frumoase, un lucru îl neglijez. Dar nu vă doare când mergeți pe un traseu? Un traseu, hai să zicem, ceva mai accesibil și mai umblat. Nu vă doare când vedeți în stânga-dreapta peste tot gunoaie? Dacă ați ști că știu pe unii poate fi gunoaie și unii sunt gunoaie și le evit traseile. Asta adică, nu înseamnă că s-a rezolvat problema? Nu s-a rezolvat, dar eu cât mai am de mers, eu nu vreau... să vă bucurați, nu să vă întristați. Da. Că dacă de obicei... Merg și singur, că dacă merg cu unul ceva comenta și imediat ajungem de la cei și... Ajungeți la politică la, și la alte lucruri. La politică nu, că refuz de la început, dar ajungi la lucruri care nu ai mers de plăcere și ajungi ca să vezi că aici nu-i bine, din cum nu-i bine.
Și am făcut observațiile astea, pentru că Vatra Dornei nu e numai cât e orașul sau centrul orașului care plătește impozit la grupa. Vatra Dornei, începând de la Cârlibaba și până la Vatra Dornei, tot Vatra Dornei, până la Țara Dornelor, cum spunem. Țara Dornelor. Și toată lumea care vine, nu toți vin cu mașina, unii vin pe creastă. Și sunt puțini români care vin, mai mult vin cehi, polonezi, unguri, nemți. Și cum vă simțiți? Că în ultimele săptămâni am reînceput și eu să mai urc munții, spre rușinea mea. În ultimii 10 ani am mai făcut un vârf, două. Am mai fost cu o clasă, două, pe vreun traseu și am reînceput să fac trasee. Același sentiment îl am și eu. Adică oarecum de frustrare așa, de neînțelegerea comportamentului nostru, al românilor. Ne urcă cehii, polonezii, ungurii, ne urcă munții. Și noi ce facem? Stăm la televizor, în fața calculatorului? Nu știu noi ce facem. Eu știu ce fac, nu știu ce fac alții. Dar să știți că inițiativa lipsește. Și copiii sunt mulți care sunt amatori. De multe ori cheltuieli nu-și permit să cheltuiască și în mijlocul de transport până în zona de... Bine, cheltuiesc mai degrabă cu alte lucruri, că poate n-ar costa chiar atât de mult să mergi la Jumalău, o cazare la Jumalău, niște sandvișuri, o sticlă de apă și dacă un bilet de autobuz. Dacă nu te și să fie îmbrăcat și echipament, la lucru, și ajungi acolo, ud, înghețat, da. Eu știu, acolo cazarea nu prea e, rămâi fără mâncare, data viitoare nu-ți mai vine. Ziceți că totuși pleacă și de la echipament. Echipamentul e vital, e primul lucru. Special încălțămintea și ceva de ploaie. Haina, pantalonii, glugă. Când ajungi glugă. Acolo, să te simți bine, nu să zici, băi, nu mai pot, am înghețat de frig. Și, deci, mulți nu pleacă din cauza asta. Eu am destul de echipament și pentru mine și pentru alții, dacă am un grup mai mic, am rucsace, am pelerină, am și bocanți mai, dacă se potrivește. Dar anii trecuți, inclusiv dumneavoastră ați însoțit clase de elevi. De la liceu, împreună cu Petrica Ariciuc, în urmă cu două generații, să zicem, au ieșit chiar niște oameni ai muntelui autentici. A fost regretatul Paul Țăranu, săracul Dumnezeu să-l ierte, Robert Constantinescu. Sunt copii care au venit aici de la liceu. Sunt, care au plecat din liceu și, nu știu, îmi face impresia că ăștia care au avut mai puțină dotare tehnică, adică da, posibilități materiale, ăia s-au lipit din munte. El, când a luat un bocan, s-a părut ceva deosebit și atunci s-a dus pe munte. Că ăștia care au posibilități, fie și bocan și nu știu, nu-l iau. Și rămân aici, că mai bine bea o cafea asta. Uh-huh. Și asta trebuie, toate trebuie făcute. Dar ziceți că totuși copiii sunt deschiși, parcă ar trebui să avem noi mai multe inițiative, nu? Sunt mulți copii și ar trebui trei generații ca să facem copiii să urce pe munte. Deci trebuie bunicii să urce pe munte, părinții. Ziceți că se cultivă în primul rând în familie. În familie câteva generații să fac. Dar în momentul de față... Se pierd din câteva... În momentul de față, părinții sunt extrem de ocupați. Mulți sunt plecați în străinătate la muncă. Și poate ar trebui altcineva să vină acum să preia inițiativa familiei. Poate școala... Biserica nu vine. Nu. Școala... Școala, pe cât se sau poate... Sau Salvamontul, un club alpin. Avem un club alpin? Ar trebui să avem un club alpin? Ar trebui. Noi, Salvamontul, când s-a înființat în Doamna, s-a trecut de la... un club, o formație de la elevi până la bătrâni, care se chema Gențiana, avea vreo 40, cotizam toată lumea. Acum dacă ce bani, zice că faci ghișefturi. Uh-huh. E o suspiciune așa la noi, da, la orice nivel. Da, și atunci era să cotiza, să cheltuia, să făcea orice echipament simbolic cu Gențiana, dacă era Gențiana, Și părerea noastră care e? Ar trebui... Această inițiativă ar trebui cumva demarată, poate, în special de către băieții de la Salvamont, sau pentru reînființarea unui club, nu neapărat Gențiana. Salvamontul sunt un fel de câini care păzește turmă. Nu se... Da. Ciobenie se aia care duce turmă. Câinii nu mă păzesc, ca să nu... Deci Salvamontul să nu se întâmple ceva, adică se întâmple ceva rău.
să-i ajute, să le spună, să-i atenționeze, să intervină. Dar inițiativa totuși trebuie luată ori din școală, ori de la părinți și în general. Sau de la un astfel de organism, că ar trebui să mai existe. Ar trebui chemați părinții pe munte, cu tot cu copii. Sau copiii care copiii să-și ducă ulterior părinții pe munte. Cam greu. Dar în Occident există această nouă viziune, educația părinților prin copiilor. Dacă copiii merg pe munte și fac curat, când vor ieși la picnic cu părinții, o să-și atenționeze tata să n-arunce sticla. Copiii depășesc, dar nu în lucruri bune. Depășesc părinții. Și dacă copiii, eu se duci părinții... Eu n-aș generaliza. Sunt și foarte mulți copii sunt foarte mulți copii. Au potențial și așteaptă un declic, un model, un stimulant. Un stimulant psihic, moral, nu material. Dumneavoastră puteți fi un stimulant. Petrica Riciu cu Ionuț pot fi stimulente. Odată să-i duci. Și exact ca și ursul, cu urechele și cu coada. Eu i-am dus și duc și acum. Sunt care iau așa și îi duc și pe urmă... Le place. Dar dacă îi scoți din mediu câteva zile, deja... Revin la starea inițială. Revin, da. Deci, până la urmă ziceți el că... El nu are o pasiune, că zic, băi, azi am liber, am plecat. Nu, zic, bă, s-ar putea să ploaie, s-ar putea să mă duc... Da, e greu, pentru că, să zicem, din 100 de copii, poate scoți un singur om autentic, iubitor de munte, care își va duce pasiunea toată viața. Din 100 de copii, 50 de copii ar merge, nu unul. 50 de copii ar merge. Bun, și să rămână împătimit al muntelui, unul, poate în final. Rămân mai mulți. Sigur, că fiecare vrea să arate ce poate. Pleacă întâi cu pasiunea, și ca și la fotograf, ca și la schiori, ca și tot. Învață ei, între ei, să ajute. Să mă lipsesc unul de la altul. Nu, să fac un fel de concurs psihic. Eu am făcut cu tare munte, eu ți-l laudă cu tare munte. Unul zice, bă, eu am făcut anul ăsta 30 de kilometri. Și ăla zice, eu am făcut 25. A făcut mai mult ca tine. Și cum nu știu, bă, dar eu am făcut pe verticală. Da. Vedeți, profesorii sunt ocupați, li s-au tăiat salariile, încearcă să găsească o sursă alternativă ca să-și ducă o viață decentă. Băieții de la Salvamont la fel, practic ei lucrează la primărie la fel, încearcă și ei să facă ceva, adică practic atât de preocupați suntem de ziua de mâine, de ziua de azi, nu de ziua de mâine, încât nu mai avem poate atât de mult timp ca acum câțiva ani să luăm clase, să organizăm excursii, să mergem pe munte cu copiii. Poate ar trebui să facem o chemare colectivă pentru toți cei împătimiți de munte, dacă nu e un cuvânt poate prea... E prea mult spus, împătimit de munte. Tot pasionatul de munte să-i adunăm. Dumneavoastră puteți da tonul și cu domnul Ariciuc sau cu Ionuț. Și sunt mai mulți la Salvamont care totuși organizează. Este Romanică Tirel care organizează școli, Țarcă, profesorul Țarcă, care am avut și copii de prin Candreni, care francezi au fost, care au făcut schimb de naționalități între francezi care au fost aici și care au... Ziceți că mișcarea există, dar ar în putea... Exemplu, când am ajuns cu copiii la jumătate de distanță spre Rău din Franța, când au văzut primul peț, s-au plecat, nu au zis nimic, ca și cum ar culege o floare. Și le-au strâns. Deci ca un automatism. Toată lumea au scos pungi și era strâns peturile de ei, că eu le-am făcut o observație la ei de la Rău, că nu au făcut curat. Și-o făcuse, dar cineva mai trecuse între timp. Și-a rămas. La noi nu. La noi a fost o clasă care a mers între Gimălău și Rău și era plin de peturi. Și am spus, băi... Și n-a existat o reacție. Nu a existat o reacție. Eu am făcut observații când am ajuns la Rău, băi... Deci spuneți că francezul, în momentul în care a văzut petul, automat s-a plecat. Și studii superioare. Era o școală profesională... Dar asta e vorba de societatea în care viețuiesc acești copii. Eu n-am intervenit ca să le spun. Ei singur le-au luat, a rămas... Și le-am spus, păi, la profesoare care era, da. Noi nu-i vedea, că profesoare era din Candreni, un profesor de franceză sau două franceză. Și la noi nu-i vedea copiii să apreste ei, o eventual dea cu piciorul sau... Știți că am vizitat insula Corsica și în 10 zile n-am văzut o singură hârtie, un pet sau un sticlă, absolut nimic în 10 zile. Am crezut că am nimerit în rai. Deci e vorba de educație până la urmă și de lumea în care... Și poți să în Corsica, dacă te duci, sau în Himalaya, sau în altă parte,
în zonă culturalizată cu muntele, îți dau un sac care trebuie să-l aduci înapoi cu restul, dar aici ai o pungă, s-o rup, n-ai nici rucsac, chiar dacă vrea să aduci înapoi. Nu dar ce părere aveți că două sâmbete în urmă a fost o acțiune la nivel național? Eu am fost pe șaua Gărgălău, în Munții Rodnei, și acea acțiune, Let's Do It, Romania, hai la treabă, români, da, curățenia, da, și curățenia generalizată, o singură zi, a fost totuși un succes, a fost totuși ceva. Și am văzut și în Rodnei foarte mulți saci, organizații, oameni, pur și simplu, pe traseu de creastă, nu un traseu dificil, dar până la iezerul Gărgălău, au strâns saci întregi de gunoi. Eu, anul trecut, în primăvară, 4 inși ne-am strâns, eu, Romanica Tirel, fratele Dragan de Mircea și încă 2 persoane, și am ars de 5 ori până în vârful dealului aici, de 5 ori am făcut foc, aveam 2 sați de... Dealul Negru? Da, dealul Negru. E la releu pe aici. Ați arat tot dealul Negru și ați tot strâns? De 5 ori am strâns, cred că o jumătate de camion de peturi lăsate de vară, de iarnă, de pădurari, de fește. N-am crezut că poate fi atât de mult. Nu mai puteam căra, făceam foc, îl ardeam, stăteam până și ardea și la altul și... Deci, practic, un singur traseu, bine, destul de umblat, dar o porțiune scurtă. Nu, porțiune scurtă, 4 km și poți strânge. E foarte greu de strâns dacă facem un traseu. Cel mai bine, unii nu sunt drumuri. Nu trece nimeni, sau unii bahnă, sau unii murdar, ca și la drum. Dar unde sunt drumuri? În stânga și în dreapta, 10 metri? Au problemă. De multe ori, dacă găsește o găună sau... cum sunt izbucuri sau cum sunt acolo, aruncă-i gaură, chiar dacă și e gaură, și merge apa. Deci în special în gropile astea? Da, unde rămâne, zona noastră a fost foarte bulversată din primul război mondial, cu tranșee, cu catacombe, cu așa. Și în Căliman, și în Rodnei, Căliman, și în Suhart. Până din Mestecăni și până în Ceahlău, tot le găsești peste tot. Peste tot. Pe urmă a venit mineritul cu tehnologie de asta, de descoperte, de defrișare, de exploatare, fără să mai aducă ecologic zona, și rămân câteva găuni, care sunt foarte frumoase. Ca să le aspect, natura se regenerează, se prinde foarte frumos, e un aspect deosebit când găsești pe undeva prin zonă spre Șarul Dornii, zone din astea împădurite, proaspăt, foarte frumos. Ce folos că vine cu mașina și basculează plin de peturi, de saci, de la creșe, de la grădinițe. Și de ce nu aș adăuga listei menționate de dumneavoastră și pensiunile care nu au unde să ducă gunoiul și îl duc undeva la câteva sute de metri depărtare. Nu că n-au unde să-l ducă, dar... Costă, dar costă. Păi asta. Sau drumul tătarilor. Drumul pe drumul tătarilor, de la podul verde și până la podul alunului, până la aici la colț, la Runc, toată râpa e plină de gunoi. Aruncă, dar... Sobe, de la gunoi menajer până la... Nu rămas la noi, că toate gunoile se aruncă la părăie. Sobe și la? La părăie. La părăie. Unde sunt părăie, ea sunt cei mai mari, eu știu, prostii ca să faci așa ceva, dar așa a rămas tradiția, că n-avea unde. În loc să-l ideie foc la unii, la unii să-l îngroape în pământ. Sunt lucruri care îl îngroape în pământ și ele... Nu deranjează, da. Crește pământul, acum de când a început a nu se cosi fânul prin zonă, peturile îl îmbracă iarba, se degradează și se face... Se absorbă în da, se natură, degradează, măcar... Se degradează, nu se vede, le pune sol vegetal peste ele. Oricum, peturile sunt o calamitate, oricum, pentru zona noastră. Da, cine calamitate? Și sticla, tot calamitate și... Conserva. Conserve, tot calamitate. Conserve, 20-30 de ani, nu mai găsești conserve care era cu când a început să merge pe munte. Tabla aia solidă, că luai... Mănâncă rugină, mai ales dacă le-ai pus pe foc, se oxidează imediat și merge. Dar pieturile nu sunt și pieturile, astea sunt normale, dar sunt
câte cade, câte rezervoare, câte canistri care nu se duc nici, eu știu, la reîncarnare, poate vin să văd. Să vedeți dacă n-am schimbat. Credeți că totuși copiii care acum sunt în școli și care este destul de des, participă la astfel de acțiuni, ar putea, poate, când vor ajunge de vârsta mea sau de vârsta dumneavoastră, vor trăi într-o țară mai curată? Sunteți optimist? Sau e felul nostru al românilor? Nu. Nu. Dacă nu au plecat de sus să facă, să facă farul, de prelucrarea petrolului, de strângerea deșeurilor, îi dau cu strângere televizoare, nu sunt mai repede, le aruncă, le spargă, le smembrează, n-ar să fie. Nu știu, de Doamne, unul a zis că 20 de ani vom intra și noi în capitalist și cred că dura 200 de ani. Dar eu nu sunt deloc, n-am speranțele astea care sunt, cel puțin de ecologizare. De ecologizare nu se va face niciodată. Nu are rost să-i muți de aici de acolo. Nu se întâmplă nimic. La containe îți duc peturile care, când vine vântul, ia. Nici nu prea știu unde mai este groapă. Păi în afară de domnul, nu știu cum îl cheamă, Negre, sau cum, că mai strânge el fier vechi pe undeva pe la Argestru și la un moment dat strângea și peturile, nu mai există niciun alt loc. Da, dar le duci la Argestru și le vântul, tot pe apă se duc. Deci noi la Vatra Dornei, groapa, adică noi, nu avem niciun loc în care să putem duce peturile. Păi cam asta e concluzia. Dar asta nu se duc, asta se revalorifică. Dar cum? Cine? Sunt tehnici, doar... Unde? Dacă le îngropi în tot în mormane nu, de pământ și de gunoi? Mașină, se face, bagă în ciment, în asfalt. Sunt tehnici, dar noi nu le investim. Da, ar trebui să ne motiveze cineva să există un sistem ca să fii motivat, păi, să-l duci, mai să-l mare strângi. Mizerie, dacă mai mergi așa încă 20-30 de ani, te va motiva, că nu îi puteai să mergi pe stradă din cauza petrolului. Din cauza petrolului și a gunoiului. Pe stânga, pe dreapta, șosele, când vine dar alte vântul, țări au reușit, au reușit. Păi au reușit. Îți dă un cent, eurocent, dacă duci cutia de bere sau cutia de sticlă sau petul. Dar nu ai cine să-ți dea, că nu ai cine să-ți dea. Păi aici, și aici. Și dacă îți dea ce le faci, le strângi, le poate că e o problemă și de legislație, nu? Să-i motivăm pe oameni să... Trebuie să pleci de sus, să fac o fabrică. Dar pe vremea lui Ceaușescu nu duceam sticlele înapoi? Da, și eu cu trei sticle aveam biletul de tren până la Câmpul Lung. Cu trei sticle. Vineam de pe munte cu sticle în rucsac și le vindeam aici și... Păi același sistem până la urmă ar trebui. Și astăzi dacă îmi dă. Îl duc la alimentară. Ce faci cu el? Îl aruncă. Păi vedeți, aici trebuie să găsim o... Păi nu, este. Nu trebuie să o găsim, trebuie să o aplicăm. Este fabrici de măsinat, de topit, de făcut granule. Da, cineva trebuie să, până nu va face cineva un business din asta și va fi interesat? Trebuie să facă de sus. Așa cum impostul se strânge tot de sus, trebuie să facă și reciclare și ecologizare tot de sus, dar ei se facă și noi să contribuim. Nu noi să facem. Eu n-am ce face. Eu le strâng acolo. Caut să reciclez. Bine, asta nu e o scuză pentru noi, că nu există acest mecanism încă pus la punct, nu e o scuză ca noi să aruncăm peste tot gunoi. Nu e o scuză. Domnul mai sunt containere, mai sunt coșuri de gunoi. Domnul, hai să fim serioși. Le aruncăm la gunoi. Trei zile nu au dus container acolo și când au venit rafale de vânt ieri, au umplut toate aleile cu... pe Unirii. Pe Unirii. Și atunci trebuie de acolo să pleci, de la ei, o fabrică care se recicleze, care să chiar plătească să le ducă acolo și ei să le strângă, ei să absorbă, nu noi să împingem, să-l gătuim. Da, pe undeva... N-ai unde să le duci. Da, într-o mare măsură e adevărat ceea ce spuneți, că e ca mitul lui Sisif. Eu aduc sacul cu gunoaie când cobor din Călimani sau de pe Ușorul și l-am adus și l-aduc în Dorna ca să-l împrăștie mașina că nu vine la container sau inclusiv tractorul și când duce gunoaie. N-are ce face cu el, e un lucru care n-are final, nu există final. Și ar trebui să existe, dar nu știu. Și poate să existe, dar să vii cineva de sus, dar acum nu mai au timp, acum au alte probleme cu salarii, da, cu... Întotdeauna sunt alte dar probleme. Dar când a fost acum 2 ani, când banii curgeau și n-avea ce face cu ei, se putea să aducă o fabrică de așa, să toarnă la asfalt, să toarnă la atâtea, nu mai crapă asfaltul, să fac peturi din nou, să fac granule. Da, toată ziua nu uităm pe Discovery, da, la toate programele, că sunt atâția care fac și reciclare folosesc, la lucruri la care nu ne-am imaginat vreodată. În Țepa nu m-am mai uitat nici la, cu toate că cam astea se misuri, pentru că văd că posibilități sunt și noi nu facem. Și noi nu facem. Noi rămânem bun, până la urmă ce faceți? E o soluție să vă creați lumea dumneavoastră? Adică mergeți singuri pe munte, să nu intrați într-o polemică
cu un partener de drumeție, mergeți pe trasee mai puțin umblate ca să nu suferiți văzând gunoiul din jur, nu vă mai uitați la Discovery Channel de oftică că uite alții își deștepți și fac ceea ce am putea să facem și noi și noi nu facem? Am încă un principiu, nu poți ține vântul cu poala sumană. Dacă valul ăsta care merge, de ce eu să facă infart, să mă enervez, că corect, nu se poate. Și atunci trec așa, mă pofilez printre astea și ajung cu totuși, unde vreau, ajung. Deci sunteți ca un surfer care merge, nu înfruntă valul, ci merge pe coama valului, trece și mai... Și ajung acolo unde, și unde trebuie. Și, bă, când și atunci viața e prea scurtă ca să, nu, să ne mai intoxicăm non-stop cu astfel de lucruri. Și atunci ne bucurăm, trebuie să încercăm să ne bucurăm, nu? Eu, individ... Mă ca bucur, persoană. Dar colectivitate nu e. Nu, nu există, nu o bucurie există generală. Nu există așa ceva. Dar colectivitate dar, trebuie să iese. Să, sunt grobi mari de gunoi. Nu, toate au avantaje, dezavantaje, să le strâng. Eu am fost la Arșița, groapă de gunoi. Foarte bine că o anulat-o. Dar mâine, poi mâine, ce vom face? Cred că... Da, cred că din 2011. Nici dacă noi nu vom avea patru, cred că vor fi la nivelul județului Suceava patru grope ecologice. Dacă noi nu rezolvăm aceste probleme, nu o să mai putem duce niciunde. Și amenzi pe capul nostru, pe capul administrațiilor locale. Și nu. Deci nu o să mai avem. Unde o să le mai ducem? Nu avem dreptul să le ducem în mine, cum a fost la Arșița sau mai știu pe unde. Nu mai avem. Gata, s-a terminat până și cu improvizațiile astea. La un moment dat trebuie să respectăm o lege. Nu știu, Vatrador, nu mai duce unde. Zău, nu știu, unde? La Câmpul Lung? Habar n-am. Nu știu. La e un mister. A fost la Arzestruț, a fost aici la preoț. A, da, preoții spre Gheorghițeni au făcut scandal, au interzis. Era și cazul. Era și cazul, pentru că de acolo, de pe Chilia până la Gheorghițeni era un gunoi pe toate părțile. Și dar nu până la coada lacului era. Până la coada lacului. Că lua vântul și unde era dole de apă, se strângea peturile acolo, chiar dacă nu te puteai înneca, chiar dacă vrei să te înneci. Că era peturile... Deci, practic, e o nemernicie așa colectivă și a autorităților și a cetățeanului nu, și... Și totuși sunt proiecte care poate să intervină, o inițiativă, o inginer, dar și sunt bani, deci sunt bani europeni, miliarde de euro sunt facția, până în 2013. Și dacă... Ei, sunt soluții. Ei sunt așa, nedefinit. Dacă n-au posibilitatea să ciugulească din fonduri... Nu fac nimic. Nu fac, renunță la el. Ar putea să aducă prin fonduri fără. Deci dacă am zice, băi fraților, dacă 10% furați, 10% furați a vostru, dar 90% absorbiți fondurile astea. Cred că procentul ar fi mai mare, nu? Nu e asta. Ai prea puțin? 10% îi spui furați și fură 40%. Dacă îi spui să nu furi, el fură 30%. Dacă îi dai 10, mai fură 30%. Că așa e. Bine, nu, încă o dată, e un râs așa isteric. Nu, să nu creadă cineva că chiar nu, îmi vine să râd. Sunt probleme care... Râd mai degrabă de modul în care prezentați dumneavoastră situația. Nu există probleme care nu aibă soluții. Nu există în lumea asta, numai soluții trebuie gândite, aplicate, nu lăsate pe fătu. Și... Primăriile, știi cu primăriile am scandal, eu. O supărare. Supărare pe ele. Pentru că sunt posibilități totuși să faci, să organizezi, să strângi, să... Eu aproape că aș interzice importurile de peturi, de... Păi, dacă nu ești în stare să le reciclezi... Nu le vinde. Nu le vinzi. Dă-ți faliment. Dar am întrebat pe cineva odată, de ce nu îi forțează pe cei care pun în vânzare tot ce ține de tot ce e ambalat în peturi să-și recupereze peturile? După care am aflat că ei plătesc o taxă în plus la stat și atunci nu mai e problema lor. Da, că eu aș prefera invers. Să nu le luăm acea taxă, dar să le spunem, dacă vedem o sticlă de cutare, cutare sau cutare, amendă. Nu, dacă nu dai autorizație să faci o fabrică din buteliat apă, din buteliat, eu știu, o travă, ceanură, ce faci? Faci și fabrică de distrus peturile, ambalajele. Cred, și atunci el este interesat să-și recupereze peturile. Cum se face cu ape la întreprinderi mari, te aprovenezi cu apă care o elimini tu. Dacă o elimini prost, o iei prost.
Așa se face. Da, cum am început cu muntele, cu emoția, cu peisajul. Eu nu vreau să vă creez o stare negativă, să vă stârnesc lucruri la care nu vreți. Fac o tură prin parc și faceți o tură. Dar și undeva mai sus. Da, acum și parcul m-a deranjat foarte mult cu plătea asta care au proiectat-o și am făcut observații la primele începuturi, că nu-i ce ai că nu-i bine. Nu-i bine. Și acum și-o dat seama că nu-i bine, dar... După 2 ani, în care... E ca organizarea științifică cu 30 de ani. Adică? Întâi taie și apă măsoară. Așa e și aici. Iar îmi vine să râd și n-ar trebui. E mai mult, cred că, modul în care povestiți dumneavoastră și ne spuneți. Dar e un adevăr. E un adevăr. E adevăr, i-am spus. Au făcut șanțuri acolo, dacă nu că lau pe cineva, nu că fac, dar alții au făcut pârtea, că dacă dădea pârtea asta să o facă, putea face până în dealul negru și o bucată spre șar. Pârte, cât o făcut. De unul singur, alții, cu tractoraș. Cu tractoraș. Cu 2 oameni. Și aici cu investiții... De 2,5 milioane de euro. 2 milioane utilaje și o stricat, au înfundat parcul, canalizare. Și asta ar să dureze scoară, 50 de ani. Eu vă spun, eu nu mai prind 50 de ani, dar aș vedea că 50 de ani, că solul nu îi permite. E un sol lutos care nu absorbe, nu e agrifer. E un sol care... Bun, poate făcut tigăi, oale de astea, de lut, dar nu. Deci ziceți că tot timpul o să fie nebunia asta cu... Tot timpul o să fie, oricât e ierba, dacă nu, o tăiat rădăcine, o lua solul vegetal, solul vegetal nu-ți dă voie ca să facă. Când începe acolo, și a fost acolo, dacă plouă, el nu absoarbe absolut deloc pământul. Deci nu primește. E ca un topogan, apa și noroiul. E ca, nu știu ca ce, că n-am văzut așa ceva. Și acolo, de câte ori va ploua, acolo, orientarea e proastă, că dacă dai pe livezi, n-ai voie, pe partea dreaptă, pe partea stângă au făcut un mal de 2-3 metri, acum văd că l-au taluzat, când au văzut că nu mai au materiale ca să niveleze, Am mai făcut și eu, am mai improvizat și eu o sosire în pantă, da, ca la sanie. Da. Că trebuie să ne oprim undeva și nu în clădirea care e perpendiculară pe axul pârtiei. Da, dar la noi se face altceva și aici, parcul ăsta. Foarte frumos o amenajat și foarte bună pârte. Avea loc de oprire, o redus-o. Acum sunt și alte interese, deci da. Nu comentez cu asta. Dar acolo n-ai unde să te oprești. Numai dacă faci ca să... O plasă. O plasă, dar nu toți nimeresc plasă. Sunt începători care nu nimeresc plasă. Nu știu, pentru începători mi se pare prea grea pârtia, iar pentru profesioniști prea ușoară. Nu-i practică, trebuie să ai și satisfacție. De nivelările alea care au fost la ei transversale. Avea o logică, nu? Avea o logică, e ceva o artă. Deci nu poți să cobori pe pârtie doar în plug. Nu cobori în plug, sau... dar n-ai unde opri, n-ai unde ieși în stânga, dacă ai prins viteză, n-ai în stânga sau în dreapta, n-ai unde ieși. Că au făcut un dig acolo, așa, au băgat iluminatul, că lucru care nu puteți să facă pe partea stângă, pe partea de urcare. Un proiect, nu știu cine l-a făcut, cine l-a aplicat, cine l-a dus la bun sfârșit, dar... Dar parcă nu dacă l-a făcut un specialist. Rău, nu-l nimerea. Nu-l nimereau, adică să fi vrut chiar. Chiar dacă vrea să-l facă mai rău. Și susțineți că domnul la care amândoi ne gândim, cu tractorașul și 2 oameni, în 2 ani de zile făcea de mult pârtea asta. Cu jumătate de preț. Cu jumătate de preț. Și fără. Nu trebuie tăiat solul vegetal, trebuie nivelat numai cât și solul vegetal să rămâie. Că deci trebuia lăsat de așa. De milioane acum. O ajuns la lut. La lut care sedimentări, eu știu cât, la argil din astea, care și argila are un rol. Un rol care nu dă voie. Și atunci, practic, nu se mai absorbe apa. Ajungem la munte, că lăsăm proiectele. Lăsăm, da, să lăsăm proiectele. Astea sunt proiecte europene cu specialiști. Chiar ne-a sunat cineva odată la radio de la primărie și a zis, aia, domnule, să mai cărcotiți atâta. Eram cu Nelu Todaș într-un interviu, ne dădeam și noi cu părerea, ziceam că prea conductele erau prea mici, subdimensionate, ne dădeam și noi cu părerea că românii, știți, că se pricep la toate. Și cineva mi-a zis de la primărie, domnule, lăsați, domnule, aveți încredere în specialiști. Da, avem încredere. Când vine generația următoare, zice, bă, ce bine au făcut, dar nu știu cât au stricat, nu știu cât s-au stricat, până și-au făcut deșteptul ăla. Deci noi vorbim la adresa celor care făceau acum 30 de ani, exact principiul de care a spus, întâi tăiau și după aia măsurau. Peste 30 de ani ce o să se spun despre noi? Nu știu, să-l vedeți, ar trebui să nu mai măsoare, numai tare.
Revenind la munte, aveți așa un regret că n-ați reușit să urcați pe Elbrus atunci? N-am regret. Că n-ați urcat până în vârf? Nu, în condiții care am mers noi și la o oră, când eram singur pe tot munții ca ocază acolo. Adică ați mers? Noi am avut o realizare ca să mergem în noiembrie, când deja a venit iarna, când nu mai era nimeni pe acolo, și noi am avut o realizare. Și când trebuia să se urce? Trebuia în august. Iulie-august, așa au fost proiectat. Deci până a strâns fondurile, până nu, pentru, până ne-au acceptat vizele. Vizele ruși, până n-am acceptat noi o firmă de-a lor care se facă turist, ne-au refuzat vizele. Și în noiembrie era aproape imposibil să mergați. Da, era imposibil. Noi am stat acolo la coborâre. Deci ați fost eroi că ați urcat până la altitudine. Da, noi am făcut o realizare că nu e vorba când urci, adică cum urci. N-ai ajuns. Am coborât din noaptea când au venit zăpada aia mare și ori, două nopți și trei zile am stat jos, la bază. La bază, la tabăra de bază. Am plecat de acolo. Deci, atât de mare era zăpada? Atât era, peste un metru. Ne-am încurcat în mașină și a venit dimineața și nu e deasupra mașinii era zăpada. Deci vedeți, pentru toți cei care ne ascultă și care ne urmăresc, că e important nu numai când pleci, trebuie să te gândești cum te întorci. De pe orice mod. Da, pe asta e scopul, să ajungi înapoi, nu numai să pleci, să ajungi să... Noi, cum am mers noi și cum am fost pregătiți, putem ajunge fără nicio problemă. Deci se putea urca cei 7.000 de metri, nu? Sau câtă? 6.400 sau 6.500. Deci erați antrenați, erați puși la punct, ați avut avem echipament? Avem tot, a fost perioada că dacă ei... O plecat de acolo. Noi am ajuns, am plecat într-un timp, că și să mergi pe munte, nu mergi cu capul înainte, trebuie să mergi judicat. Era perioada aia, iulie-august să mergi, când e maxim de topirea zăpezii. Adică exista și riscul, Doamne ferește, să nu vă mai întoarceți? Dacă vă prindea mai sus zăpada? Nu, aveam dotare, nu exista să nu ne mai întoarcem, că aveam tot ce ne trebuie. Adică corturi, mâncare. Puteam sta două, trei zile până ce vine vântul și nu se întâmpla nimic. Că acolo nu e accesiune ca să cazi decât în crevese. Atât. La capul telecabinei, crevese pe stânga și dreapta. Deci trebuie să mergi ori pe GPS, ori cu ghid, ori cu... Nu? Cu ghid, nu, no. Poți să mergi singur, dar să ai noțiunea, să fii, nu fii ceață. Că crevese din creasta șei care merge Elbrus și Lenin în partea stângă, sunt crevese în stângă. Și dacă puțin ai deviat, au fost șapte polonești care au plecat, au făcut Elbrus într-o zi, câteva săptămâni înaintea noastră. Și când au ajuns jos, patru au zis că și trei au zis să facă Elbrus, tot la diferență de câțiva metri. Și aia trei nu mai venit, aia patru au ajuns. Nu s-au mai întors. Da. Da. Dar nu, de ziceți că nu rămâne. Noi nu era nicio... Ziceți că e o realizare. O realizare. Deci nu e o neîmplinire că n-ați ajuns pe vârf. Nu mă gândesc la asta, pentru că... Dar noi am plecat, de așa natură, noi am plecat când ninge aici. Ei, la 4.500-6.000 de metri când ai ajuns noi, nu aveai altceva de făcut decât numai zăpadă să iei. Sunteți de acord... Aș fi dorit să ajungem totuși. Nu trebuie, bineînțeles că aș fi dorit, fost... pentru că, dar nu mă consider că am ratat. Am înțeles. Deși, să fie ajuns și pe vârf, însemna... Câți nu s-au întors la 8.000 de metri și nu au ajuns până la 8.000 erau la, așa e, erau la câțiva metri de vârf ori și... Ori pentru colegi, ori pentru că așa se întâmplă, decât să fii, să mergi cu gândul că nu vei ajunge sau să nu judeci. Este o vorbă să știi totuși când te întorci. Nu te întorci nici prea devreme să ai regrete, dar nici prea târziu ca să nu mai ajungi. Înseamnă că întotdeauna trebuie să calculezi foarte bine. Trebuie să calculezi când te întorci, când pornești înapoi. Nu trebuie să ne dați acum un răspuns, dar ați fi de acord cu prezentarea unor trasee? Vedeți, și telespectatorii noștri vor vedea în spatele nostru toată țara Dornelor cu toate traseele, că am zis să avem această locație aici la Salonul Alb, să fim înconjurați de aceste hărți, să prezentăm dornenilor cele mai importante trasee din munții noștri. Nu cu câteva, deși, cu o prezentare extrem de...
de toate sumară. Toate inițiativele le accept cu dragă inimă. Să ducă la bun sfârșit. Măcar câteva. Să înceapă și să duc. Alte, cu ideea mie de mult și am mai cârcotit, așa să spune, Heiflicona. Avem atâtea peisaje, avem atâția amatori de filmări, de camere, de video, de nu știu. Și sunt peisaje care nu-l prinzi odată în viață și poți să mai treci trei vieți, că nu mai prinzi a doua oară. Lumina, norii, cu lumina, cu o zonă, cu răsăritul apusul, cu zăpadă, cu animale sălbați. Și sunt amatori din astea care umblă cu aparatul după el și filmează. N-are cu ei idee ca să se dea pe zonă, nu știu. Uh-huh. Să dea mai departe. Să dea pe orașul Vatra, doamne, să arăi, asta e peisajul de acolo. Sau asta s-a filmat, nici nu trebuie să spune cine a filmat. Corect. Că avem, dar să se bucure mai mulți oameni că există așa ceva. Să vadă că există, că și asta e un mijloc de propaganda a zonei, când știi, bă, nu se poate să fie. Se poate, dar trebuie să vezi. Și culmea, suntem înconjurați de astfel de, lucruri. Suntem în mijlocul. Să vii, zic, băi, cine aduce o filmare minunății de 10 minute cu ceva. Și să vină 20. Adică să lansăm noi această, nu? Și să dea pe post cine? Local sau un exact, post să facă exact, alții. Exact. Atunci, într-adevăr, când vede cineva ce are dornă și indiferent că e filmare, că e fotografie, orice. Să fie, mai ales o idee foarte bună, uitați, o să o lansăm în ziar. O cameră de filmare, 10 lei, 10.000 de lei. Adică, da, 10.000? Nu, 1.000 de lei. 1.000 de lei. Da, 10 milioane. Și ai acolo și poze, și sunt unii care merg și o lie pur și simplu, dar... Și poate să imortalizeze niște imagini incredibile. Și sunt. Cu siguranță dacă, sunt. Dacă se solicită, bă, cine are, aduc eu 10 oameni care au imagini, au avut Nelu Pardeu, care el avea și pagini de internet, care dătea toată lumea pe Google să găsea imagini, băi, am văzut de la cutare. Da, dar noi în Dona nu putem să dea revenind să popularizăm la... Păi, haideți să lansăm treaba asta, uitați, eu chiar invitația... Eu nu lansez, eu mă duc pe deal. Eu nu vin la ședință de partid, eu nu merg la biserică, eu mă duc pe deal. Eu am imaginea mea când mă duc, când eu câinile, dacă singur și stăm de vorbă acolo. Domnule Dragan, veți continua cu siguranță să urcați munții. Câte zile o să vă dea bunul Dumnezeu și să fie cât mai multe și cât mai sănătoase? Nu mă interesează sănătoase. Sănătatea e ceva relativ. Nici ceva absolut. Și încheind... Combinăm cele două păreri despre munte a acelui alpinist englez, și anume că urcă pe munte pentru că munții există, și continuarea dumneavoastră, urc pe munte pentru că eu exist. Eu vă mulțumesc tare mult pentru amabilitatea de a împărtăși câteva dintre gândurile dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat. Oricum n-am fost bine pregătit, n-am fost complet pregătit cu discuția. Și aș vrea că totuși... Asta e părerea dumneavoastră, dar uitați, aveți un mesaj inclusiv pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc. Discuția, ceva se vadă, sunt foarte bucuros. Adică să se aleagă ceva de discuția noastră. Se vadă la un televizor, la o cameră, eu știu că înainte era... Câteva imagini. Diapozitive, vine acolo, se face la aici, la Casa de Cultură, diapozitive, vine oameni cu diapozitive și arăta imagini. Și acum poți să faci sute de ori. Pentru că avem posibilități mult mai... Avem și posibilități și toată lumea are posibilități, nu numai unul. Zici, bă, duc un reporter. Am văzut reportaje făcute pe sterilii, care merg numai pe șosea. Fă un reportaj de acolo, de unde... Azi, în primăvara asta, am întâlnit cu ursul, cu ursoaică. A lăptat ursoaică, eram eu și cu un cetățean, la 10 metri. Putem să o filmez, să o stat, nu oricine poate să vadă ursoaică cum alăptează în natură. Decât la... Vedeți că cele mai frumoase momente, până la urmă, e greu să le... Pentru mine capturezi. Nu e greu. Bine, o aveți în am acolo și am minte, și, în suflet. Și nu fac al... Eu cred că mesajul a fost înțeles și sperăm că ceea ce a spus dumneavoastră, că poate mai mult de 90% dintre doarne n-au urcat niciodată nici măcar pe Bărnăre sau pe Ușorul, poate că acest procent va scădea în viitor. Care urcă și la Afne și la Mijor și la Ciuperci, și care nu urcă nici nu urcă dacă deloc. E stână. Multă sănătate și Doamne ajută! Și... Ca cadru didactic. Nu-mi place cadru didactic, profesor. Ca profesor, să întărzăm copiii. Să-i stârnim. Să-i stârnim,
Și întâlnim așa cum am spus eu, cu peisaje care se văd, cu ce se poate vedea cu asta. Bun, să continuăm împreună ceea ce s-a început cu mulți ani pace în urmă. Pace și pâine, este o vorbă, covri și sare. Sănătate și mulțumesc tare mult celor care ne-au urmărit. Numai bine!